Astăzi, fraților, o să încercăm toate snacks-urile de la Ikea, să vedem care este cel mai bun. Avem aici biscuiți în formă de litere, băie, din ăștia n-am mâncat niciodată și sunt tare, tare curios cum sunt. Apăsați chiar acum pe butonul de like și abonați-vă la canal dacă vreți să mai vedeți clipuri de genul acesta. Bam! Mama, chiar arată interesant, sper că sunt și bun la gust, sincer să fiu, hai să încercăm. Eu uite, o să mâncăm un E. Da, sunt oribil. Sunt oribil, n-am niciun gust. Ia, ce ar trebui să fie ăștia? Ingrediente, făină de grâu integral, yax, credeți asta, sănătos, așa este ce trebuie, frumos. Da, arătau așa în poză și așa arată în realitate. Adică, sincer, sunt puțin dezamăgit Ikea. Sunt dezamăgit, voi în general aveți chestii bune. Asta nu-mi plac, nu-mi plac ele de aici. Hai să mai vedem ce mai avem de la Ikea. Chipsuri de la Ikea n-am mâncat niciodată. Astea sunt chipsuri cu sour cream, da? Adică, teoretic, alea verzi, cum ar veni de la chipsurile normale. Haideți să le încercăm pe asta să vedem cum sunt. Bă, miros destul de interesant, miros. Cred că sunt un pic mai sănătoase decât celelalte. Ia să vedem ce conțin. Cartofiul de foaia soarelui, condimente, bla bla bla. Și atât. Are doar un corector de aciditate ca E. Hai să vedem. Bă, arată mai homemade așa după cum vedeți. Adică arată ca niște chipsuri un pic homemade. Hai să le încercăm. Băbăiatule. Băbăiatule. Sunt oribili. Băi, au ceapă, dar au gust de ceapă, zici că am mușcat în ceapă, nu de ceapă din aia de chipsuri, știi ce zic? Mamă, sunt horror, horror. Deci până acum nici chipsurile, nici biscuiții n-au trecut testul. Dar mai avem aici niște chipsuri cu sare care sperăm să salveze toată situația. Mândria Ikea, astea ar trebui să fie și mai sănătoase, de asta ce au. Cartofile de foaia soarelui, sare. Băi, ești nebun, nu-mi vine să cred așa ceva. Băi, ești nebun, ăștia doar sare și ulei de foaia soarelui, ia zi-mi. Bă, ăștia nu vreau să fiu rău, aia chiar era oribil, dar ăștia nu vreau să fiu rău. Sunt foarte, foarte healthy lifestyle așa, nu zic că sănătoși, dar zic că sunt mai homemade așa. Pare că poți să-i faci în casă pe ăștia, nu știu, e ca o rețetă din aia, știi, dar bine, nici nu sunt foarte sărați, adică nu, cred că e un lucru bun că nu sunt așa sărați, sincer să fiu, dar dar dacă tot mănânc chipsuri, hai să mănânc și eu niște chipsuri bune la gust, adică eu nu mănânc chipsuri des, aproape deloc. Dar dacă aș mânca chipsuri o dată pe an, bă, aș mânca de alea un pic mai așa, mai cu gust, știți ce zic, adică, na, sunt bune, dar se putea și mai bine. Cred că asta a fost intenția, sincer, să fie un pic mai healthy lifestyle, să nu fie chiar așa pline cu euri, Am încercat și nu așa multă sare, la, așa mă gândesc eu. Hai să vedem, fraților, avem acum geleuri, ești nebun de la Ikea, sunt tare curios. Știți că am mai făcut un clip în care încercam mâncare gătită la Ikea. Acolo chiar sunt mare fan, bucătăria Ikea de acolo, acolo l-am împinge tava la Ikea. Bă, chiar e forță, vreți să vă mint. Piureul ăla cu pulpele de rață, bă, ai numărul 1, cu gemul ăla de acolo. Ce vorbiți, mă, băi, mănânci forță rău de tot. Îți trebuie și eu niște mușchi să deschizi punga asta sau creier mai dezvoltat, așa, ia să vedem. Mamă, sunt în formă de inimioară, roz, ia uite, Ioana are nebunii dacă le-ar vedea, zice, oh my god, ce drăguț, hai să vedem. Nu-s bune. Bă, nu-s bune, nu-s bune, n-am, niciodată nu-s bune, ești nebun. Horror, 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 horror. Mamă, și lipicioase, așa, yes. Nu vă recomand. Deci nu vă recomand. Avem aici, fraților, suc de pere. De mere pere. Chiar sunt curios cum e. Am crezut că e șampanie, sincer să fiu, dar nu, este doar suculete. Cel puțin așa sper. Acum sper că nu mai plec cu mașina nicăieri. Dar nu scria nicăieri că ar avea alcool. Deci eu zic că este direct suc acidulat, cred. Ia să vedem ce scrie. Da, băutură carbogazoasă din mere și pere. Apă suc concentrat de pere, suc concentrat de mere, zahăr de acid citric, arome naturale, bioxid de carbon. Da, deci e ok, hai să vedem, e un suc, practic. Hai să-l încercăm. Ia să vedem. Frumos. Eu zic că ăsta o să fie slăbuț. Nu prea, nu știu, nu prea arată forță, gen. Opa. Asta e interesant. Ia să vedem. Băi, ești prost, e forță rău. Bă, chiar e forță rău, gen. Singura problemă e că nu e deloc natural, gen. Mai bine bei suc de pere, suc de pere sau suc de mere nu transparent și nu acidulat, gen. Dar e ok, chiar e bun. M-aș ștea să beau ceva, o apă cu o urmă de pară, știi? Când bei suc de pere și după aia speli paharul și rămâne așa, dar aia la aia m-aș ștea să aibă gust la cum arată, dar e chiar bun.
Ăsta chiar pot să îl recomand. Hai să încercăm chestiile astea numite cafere. Pastry with almond paste. Hai să vedem. Ce sunt aici, bun? Ce sunt aceste chestii? Ia să vedem. Deja miros urât. Mă, Jaxana. Bro, cine cumpără astea? Bă, toribile, mă. Mama mia, du-te de aici. Băi, sunt oribile, frate. Milk chocolate, simplă, fără nicio șmecherală, da? Dacă nici asta nu e bună, care e o ciocolată. Nu e nimic prea complicat, da? Dacă nici asta nu e bună, mă las de seria asta aici, gemun. Haide, mă, așa, haide. Mamă, s-a regut de ciocolată, da, e ieftină. Băi, deci nici ciocolata aia la un leu, mă, n-are așa gust. Deci, băi, e proastă, rău, are, e... Nu știu cum să vezi, gustul ăla de ciocolată ieftină, mă, de nu... Deci fac așa dinții, ți-o iau drazna dinții, ești nebun. Bă, e nașpa rău de tot ciocolata asta. Ok, deci mai avem biscuiți ăștia, tot cafe rep, deci în aceeași colecție, da? Ginger Thins with Almonds. Mi-e frică să moară Gibilan dacă nu mi-e frică. Mama mea. Ce naiba, mă, bă, uite și cum sunt ambalați, așa. Miros amigdale, am turtă dulce, așa miros. Mamă, sunt cu ghimbir și migdale. Au gust a biscuiți de-aia dietetici. Parcă așa le zice, biscuiți dietetici. Aia mai maronii, așa, care arată ca ăștia. Nu sunt așa răi. Adică mă așteptam la mult mai rău, sincer să fiu. Cred că sunt cei mai, de fapt nu, mint. Sunt cei mai ok de până acum. Hai să vedem, tot cafe rep, dar astea. Biscuits with raspberry flavored filling. Hai să vedem. Puțin engleză la colțul gurii, așa cum ne place nouă. Opa. Opa. Opa, tot cu inimioare, frumos. Ăștia da, frate. Ăștia-s biscuiți buni. Nu vrăjeală, motherfucker. Pastry with nu știu ce. Bun, bun rău. E bun, are gust de biscuite. Bun, în sfârșit, cea mai bună chestie până acum. Un biscuite cu o inimioară pe ea. Hai să vedem, mai avem milk chocolate with lingon berries. Nu știu ce sunt astea, mirișoare, nu știu ce sunt. Eu nu prea sunt fanul fructelor în ciocolată. Dar, aia e. Hai să vedem, și asta e topită, normal. Hai că poate o desfac eu așa ca băieții. Bam, frumos. Cam așa arată, are puncturile astea pe spate. Bă, nici nu se simt astea. Sincer să fiu cu voi, nici nu se simt. Mai bună ca asta, dar tot are gust de ciocolată de aia ieftină, părnaie. Doar că are și niște mirișoare care, ca niște semințe, doar că sunt un pic acre și ghișcezi, rămân între dinți. Deci nu știu cât de combinație e. Și mai avem ultima chestie, tot din colecția cafe rep, fraților. Oat pastry with cocoa and cocoa nut. Ok, și de asta mi-e frică. Filmez clipul ăsta după ce am filmat clipul ăla cu dulciurile la un leu. Bă, și sincer vă zic, abonați-vă la canal că mi-e un rău de nu vă văd. Deci mi-e un rău, nu vă imaginați. Mamă, cum arată astea. Să moară Gibilan, uitați-vă la ele. Ceva rău, e ceva rău aici, e... Boss, nu înțeleg. Nu înțeleg ce ar trebui să fie astea dietetice, mietetice, băi, sunt oribile. Oat paste, ce e asta? Oat, ce oat, ovăz, ce scrie? Ovăz, iac, dar am venit să-mi iau dulciuri de sală. Să-mi iau dulciuri. Horror. Horror. Doar biscuiții azi buni. Nici măcar nu sunt așa buni. Abonați-vă la canal, lăsați butonul de like dacă vreți să mai facem clipuri din astea în care eu mănânc și dau banii pe chestii și după aia vă zic dacă ar trebui să vi le cumpărați și voi sau nu. De la Ikea, luați-vă doar piure cu pulpă de rață și mâncați acolo. Și atât.